Pulse. Enjoy the hits. Bună dimineața! Prieteni, bună dimineața tuturor copiilor! Poate cea mai dragă rubrică de aici pentru mine, mă rog, toate îmi sunt dragi, echipa mi-e dragă și producătorii și cameramanii care ne filmează și voi cei care ne ascultați. Dar rubrica asta... Este următoarea, fii atent să o facem. Copiilor! Gric asta și e! O dau asta. În mintea copiilor! E, nici chiar... Evident, noi când râdem, râdem nici mai chiar, gros ba puțin. Da, o dăm în mintea copiilor și e mișto că o dăm. Fiindcă ne place foarte mult mintea copiilor în calitate de oameni, pur și simplu, dar și în calitate de părinți. Nu mai știu cine începuse să adune tot felul de perle de asta ale copiilor într-o cărticică. Nu știu dacă Dan Puric sau nu vreau să spun vreo prostie. Dacă am spus-o deja, îmi cer iertare. Tot felul de Virgilianțu. Virgilică, da, să-l salutăm pe Virgilică, deși la ora asta cred că, mă rog, nu e treaz. Te pupă fratele tău, Virgil. Așa, și noi rămânem cu copiii, da. Copiii aici. Noștri, să știi că până și fetițele, când este vorba despre supereroi, zic o chestie de genul Spider-Man. Pe bune? Spider-Man. Deci nu Wonder Woman, nu, deci nimic legat de femei. Spider-Man. Mie îmi plăcea omul păianjel, mamă. Păi e același lucru. Da, omul eu păianjel. Așa, eu știu, dar am zis special că... Aoleu, da, așa este, da. Pe vremea mea, Spider-Man era omul păianjel. Păianjel când eram eu mai da. Copilaș, așa. Mai, niciun copil nu zice omul invizibil. Dar cum zici? Păi nu zice, fiindcă nu-l vede nimeni, înțelegi? Am înțeles. Era tot așa, era un film, dar vechi de tot. Mamă, când a apărut omul invizibil. Era, da. Am fost atât de fericit. Umblam cu un cearșaf pe cap în casă. Și o întrebam pe mama aia, sunt invizibil? Și ea zicea, da, da, mama. Da, cât de tare. Mama. Deci omul invizibil nu este plăcut de nimeni, tocmai fiindcă nu este văzut. Însă toată lumea, dacă ești întrebat ce ți-ar plăcea să poți să faci, măi Cosmin? Și toată lumea zice, de fapt, 90% am făcut și noi un sondaj pe aici, prin studio, să fii invizibil. Și dacă ai fi invizibil, ce ai face? Eu? Nu mă întreba pe nu? Ce aș face. Nu, nu. Ne-a răspuns colega noastră de la social media, Alexandra, a zis, deci dacă aș fi... Alexandra, care e venit aici și stă cu minte. Cum a zis? Dacă aș fi invizibilă, aș vrea să ascult ce zice lumea despre mine. Ha, ha, ha! Eu nu, că nu mă interesează. Mai este o parte bună atunci când ești invizibil. Dacă în ziua respectivă în care ești din casă, nu știu, n-arăți bine, nu se sizează nimeni. Problema este că dacă ești invizibil, indiferent dacă ești la muncă, șeful se sizează că nu ești la serviciu. Absolut. E șeful, vede tot. Exact. Întrebare pentru dragii noștri copii care la ora asta, pe care oricum îi salutăm și care la ora asta cu siguranță sunt în drum spre școală, spre grădiniță sau cine știe, spre o vacanță. Spre liceu, ajută. Și spre liceu. Măi oameni buni, măi omuleții mici buni, de fapt, întrebarea dimineții pentru Gric și Cernat, care o dau în mintea copiilor, este ce ai face dacă ai fi invizibil. 0754-222-999. Sunt foarte curios ce ar face copiii dacă ar fi invizibili, fiindcă adulții au de alea, ar face tot felul de... De, mă rog, trăznăi, să spunem, da, în trăznăi, fine. Voiam să zic ce eu. Ce prostii, da. Ce sunt, asta am face dacă am fi invizibil. 0754-222-999 pentru copii, ce ați face, dragi copii, dacă ați fi invizibili pentru o zi, două, trei, nici nu contează. Hai cu mesajele, vă așteptăm. Dimineața pe doi. Feel Good Radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started. Dimineața pe 2 cu Grig și Cernat, mai un pic și vine și Nadina cu știrile la ora 8. Noi deocamdată așteptăm mesajele de la cei mici, întrebarea ce ai face dacă ai fi invizibil. Dați-ne mesaje la 0754-222-999, prieteni! Te-ai gândit că, nu știu, copiii sunt așa, oricum sunt puri, sunt naivi, sunt frumoși, dar mai sunt și unii băieți. Fii atent aici, răspuns. Hai, întrebarea, ce ai face dacă ai fi invizibil, vine de la un super băiat. Bună dimineața, eu dacă aș fi invizibilă,
M-aș duce, aș refui o bancă de prin America, m-aș întoarce cu banii, aș băga sub saltea și am rezolvat. Vai. Aș jefui o bancă. Vezi sinceritatea copiilor, da? Noi adulți începem să ne dăm inteligenți, știi, de multe ori. Ce ai face dacă ai fi invizibil? Știi, și mai niște răspunsuri de alea. Gândește-te că a zis m-aș duce în America să jefuiesc o bancă. Deci nu în România, patriot. Da, corect. Patriot. Deci da. L-a învățat bine cine l-a învățat. Tată, nu jefui nimic, nu, lasă. Este... Alții ne jefuiesc. Asta tu e... vezi de școala. Corect, e influența filmelor. Știi că vezi în filme, vezi numai jafuri în America. Bine că nu se întâmplă în România. Mai avem mesaje de la sunt voi. Și noi, la noi sunt multe jafuri, multe. Dar nu vorbim despre ele acum, că e rubrica copiilor. Dar sunt mici, măi, mici. La noi, dar e adevărat. Suntem și noi cu aia micii. Bună dimineața! Bună, Radio Impuls, sunt Anastasia din Timișoara și merg spre școală. Pentru întrebarea zilei, eu dacă aș fi invizibilă, eu aș spiona unii oameni să mă aflu ce spun despre mine. Pa, mulți pupici cu sclipici, o zi faină! Te pupăm și noi! Vezi, fetele. Asta e fata lui James Bond. Nu, deci vezi, fetele, vreau să văd ce zic alții despre mine. Foarte simpatică, te pupăm! 0754222 9 9 9. Mai avem. Bună dimineața, Radio Impuls. Dacă eu aș fi invizibil, aș merge prin toată lumea și m-aș uita cum se comportă lumea. Foarte, foarte drăguț. M-aș uita cum se comportă lumea. Îmi place asta. Adică cum se comportă lumea? Adică să vadă ce face lumea în intimitate, știi? Să vadă fața... Da, nu știu... Fața oamenilor aia adevărată pe care o țin tot timpul ascunsă. Zicem bună dimineața din nou, haide să vedem cui. Bună dimineața, eu dacă aș fi invizibil, eu m-aș duce la școală și n-aș face nicio oră, pentru că eu, de fapt, n-aș fi la școală. Asta ar fi mișto, să stai în bancă și să vezi ce fac ceilalți colegi, știi? Corect, și să nu da. Te întrebe nimic, să nu te scoată la tablă. Nu știu dacă îi mai scoate la tablă, că oare eu mai scoate la tablă pe ăștia nici acum. Nu contează, dar în continuare se scoate foaie de hârtie. Dar problema este că ți-ar pune absență. Te-ai gândit la asta? Da. Și nu este bine să aduni absențe. Bună dimineața încă o dată. Hai să auzim mai tare, mai tare, mai tare încă o dată. Hai, 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 hai. Voi, dacă puteam fi invizibil, mă furișam să fug jebeul de pe frigider. Așa. Mai e și un mesaj aici. Hai dacă aș traducem. Fi... Da, zi tu. Hai să traducem. Dacă aș fi invizibil, m-aș fi furișat să fug jebeurile de pe frigider. Păi mai am și eu un mesaj. E scris ăsta, nu-i audio. De la Vlad și Nadia, pupici, așa începe mesajul. Fimiu ar mânca multe dulciuri, e mesajul, deci același lucru dacă ar fi invizibil. Bună dimineața din nou! Salut, eu sunt Luca și eu aș vrea să fac asta, dacă ar fi invizibil. Ce? Să distrug școala și grădinița și să stau numai pe telefon. Aoleo, mă, dar cât stai pe telefon? Stai mult? Aoleo. Înseamnă că nu-l lasă părinții, dar e bine să știi. Foarte, foarte posibil. Bună dimineața din nou. Și dacă aș fi invizibilă, da? Aș mânca corcodușe de la vecini. Aș mânca corcodușe de la vecini. Bună dimineața, mă, dar ce vecini, mă, ce vecini ai tu de nu-ți dau aia corcodușe? Pe bune. Da, întrebarea este, s-au făcut corcodușele? Noi ne urcam în copac asta, mai țipa cineva la noi, ne mai așa, dar noi tot plecam cu punga de corcodușe. Aveam doi care țineau de 6. Bună dimineața, eu dacă aș fi invizibil, eu m-aș duce la școală și n-aș face nicio oră, pentru că eu, de fapt, n-aș fi la școală. Păi, da, mă, dacă ai fi invizibil, de ce te-ai mai duce la școală? 0754222999, Gric și Cernat, evident, o dau mintea copiilor. O dăm, în fiecare dimineață. Pentru copii, atenție, ce ați face voi dacă ați fi invizibil? Revenim! Dimineața Bătoi! Playing the biggest hits. Feel Good Radio. Impulse Radio. Grig și Cernat, dimineața pe doi o dăm în mintea copilor, am răgușit, am dat în mintea bătrânilor, eu nu de cum fac așa, am dat în mintea copilor mesaje de la voi, le așteptăm cu drag, ca în fiecare dimineață,
Și am mai spus-o, cred că e rubrica noastră preferată. Deci este asta și cifra zilei. Este da, rubrica da. Care ne place cel mai și cel mai și cel mai mult. Avem mulți copii cu multe gânduri, dar îmi place că... De exemplu, copiii când au puterea asta, superputerea asta să devină invizibili, nu se gândesc la chestii cum ne gândim noi adulții, știi? Da, se da, gândesc da. La chestii foarte faine și foarte și funny. Simpatice și, mă rog, pământești așa, cum zic eu. Chiar și puștiu care a zis că ar jefui o bancă în America și a zis a fost simpatic și că aș lua banii și aș aduce acasă la sal. Păi știi că e o teorie, pe scurt, a marelui poet Nichita Stănescu, o teorie a farmecului. El spune că fiecare copil, orice ar face până pe la 7-8 ani, e simpatic. Și chiar dacă suduie sau dacă spune cuvinte urâte și orice să face, e. El e simpatic. Ce-ai a face... dezvoltat teoria asta. Ce ai face dacă ai fi invizibil? Bună dimineața, Radio Impuls! Sunt Edin Cristian, județul Brașov, și dacă aș fi invizibil, aș fura dulciuri din dulap, fără ca părinții mei să nu vadă. Măi, ar fura dulciuri, da? Alții vorba aia, fură fabrici și uzine. Exact. Dar vezi totuși că fură, deci e clar că n-au acces prea mult la treaba asta cu dulciurile, ceea ce din punctul meu de vedere e bine, mai ales la ce conțin dulciurile în ziua. La țara de impuls, eu sunt Matei din Bistrița și dacă aș fi invizibil, aș merge invizibil la grădini și nimeni nu crede că am lipsit. Da, corect. Zilnic la grădi, da. Evident, grădi sau școală. La țara de impuls, eu dacă aș fi invizibil, m-aș duce la mall și aș sta în toate locurile de joacă gratis. Pa, pupici cu sclipici! Pupici cu sclipici și ție, cât de tare a fost a sta în locurile de joacă gratis. Adevărul e că locurile de joacă de la mult, nu să știi ieftine, că nu sunt o povară. Eu nu mai sar părinți. Până plasele alea pe acolo. Nu mai... Am sărit în urmă cu mulți ani. Radio Impuls. Eu mă numesc Anastasia și dacă aș fi invizibilă, m-aș uita la filme de 13+ pe Netflix. Pa, pa, Radio Impuls. Pa, te pupăm. Am avut o trezărire. Erau așa, măi, m-aș uita la film. Ce filme? 13+. Hai că este ok, ma. Dar fii atent, Grig, ascultam mesajele, toți, cred că sunt vreo 4 sau 5, în care ei spun că s-ar duce la grădi și la școală. Deci, undeva în mintea lor le e drag, le place să meargă acolo. Evident. Dar altfel ar spune, aș fi invizibil și m-aș duce în vârful muntelui sau în America, vorba aia, știi? Dar ei totuși s-ar Bună duce la școală. Impul, sunt Ingrid din Ghimbav și eu, dacă aș fi invizibilă, m-aș duce pe furiș la bibliotecă și aș citi de acolo cărți, wow. Pentru că mami n-a apucat să-mi facă abonament. Ai. Mami, bună dimineața! Mama lui Ingrid, vă rog frumos, primul lucru pe ziua de astăzi, vă duceți și îi faceți micuței abonament la bibliotecă. Vă rog, și îmi dați mesaj mâine de dimineață și îmi spuneți că are cea mică abonament la bibliotecă. Bună dimineața, Radio Impuls! Eu sunt David din Florești. Okay. Și dacă eu aș fi invizibil, aș conduce mașini scumpe. La revedere! Doamne! Ieftine n-ai conduce, numai scumpe. Aș conduce mașini scumpe. Bună, Radio Impuls! Eu sunt Bogdan din Târgu Mureș și dacă aș fi fost invizibil, eu m-aș fi dus la școală și aș fi zis la toată lumea că e absent când face prezența. Mamă, deci toți copiii au chestia asta să fie invizibil la școală și la grădiniță. Normal să nu te pună, să nu te scoată la tablă, vorba aia, nu-i așa? Elev cernat la tablă. Nu poți să fii invizibil, lasă-mă, nu vedeți? Nu, lasă-mă, te rog, când aud asta, știi cum e o poveste, numai la gimnaste, dacă le strici pe numele de familie, pe gimnaste, ele tresar, știi? Așa. Era momentul în care le striga antrenorul și făceau ceva ce nu era în regulă, așa și eu. Când ai zis elev cernat, eram direct, mă... Eram gata să mă ridic să plec. Bună dimineața, Radio Impuls! Eu sunt Ilinca și dacă aș fi invizibilă, aș căra toate jucăriile de pluș jos și nu le-aș mai duce. Deci este copii... Aceeași chestie o am cu Emma. Ți-ai împrăștia jucăriile, te-ai jucat cu ele, după aia trebuie să le strângi. Și are o mare problemă. Bună dimineața, Radio Impuls! Eu sunt Sofia din Sibiu și dacă aș fi invizibilă, m-aș băga în mașina lui tata și aș conduce fără ca el să știe. Doamne!
Aș conduce foarte, mașina. Mulți copii ar conduce mașina. Nu știu, de ce nu facem o școală de șofer pentru copii mici, mici, mici? Mașinuțe de alea electrice. Interesant. Bun, hai că trebuie să ne pregătim, prieteni, mai puțin și vin știrile cu Nadina Zisu. Ea nu e invizibilă, o vedem deja, e pregătită. Salutăm aici, și pupăm toți copiii care ne-au dat mesaje la 0754222999. O să ne mai întoarcem și pe la voi. Momentan rămânem pe canal de 2 și Radio Impuls. Neața, dimineața pe 2. Neața. This is Impuls Radio.